Neuroradiologia intervențională se ocupă în primul rând și istoric, dacă vreți, de acum 22-23 de ani de tratamentul anevrismelor cerebrale. Prima patologie pe care această ramură, această disciplină a radiologiei intervenționale a rezolvat este embolizarea, închiderea, excluderea din circulația arterială a anevrismului cerebral, care este o hernie, un sac pe vasele intracerebrale, care odată rupt poate provoca fie deces în 50% din cazuri, fie în 50% din cazuri un tablou neurologic deosebit de sever, care poate evolua de la comă până la deficit minim, dar cu durere de cap foarte mare. De fapt, ruptura de anevrism înseamnă hemoragie subarachnoideană, care este fatală în mare proporție. Și atunci, rolul neuroradiologiei intervenționale este de a ajunge la nivelul leziunii, prin, cum puteți vedea și în imaginile din fundal, de a ajunge la aceste leziuni pe cale endovasculare, pe cale minim invazivă, prin ajutorul puncției la nivelul arteriei femorale sau arteriei radiale, iar cu ajutorul unor dispozitive, numite fie coiluri, fie stenturi, fie dispozitive endosaculare, reușim să umplem aceste anevrisme, să le excludem din circulația arterială. O a doua patologie de care neuroradiologia internațională se ocupă împreună cu colegii din ramura neurochirurgiei sunt malformațiile arteriovenoase. Sunt niște leziuni mai complexe cu care ne naștem și pe care, la fel, prin tratament minim invaziv, ajungând până la nivelul vaselor care nutresc acest ghem de artere și vene care este malformativ, cu care ne naștem, facem embolizarea prin injectarea unor copolimeri, unor produse care se solidifică la nivelul leziunii vasculare. Este un fel de lavă, dacă vreți, care odată injectată în această leziune începe să o închide progresiv. O a treia patologie cu care ne ocupăm și are o mare importanță, pentru că este cam singura patologie care nu poate fi rezolvată neurochirurgical de către colegii neurochirurgi prin abord deschis, este fistula arteriovenoasă cerebrală. Este o comunicare aberantă între artere și vene, care este dobândită. Sunt deosebit de periculoase, pentru că ruptura rol lor poate provoca la fel o sângerare fatală și se embolizează după aceeași metodă ca și cea a malformațiilor arteriovenoase, adică prin injectarea unui copolimer. A patra patologie deosebit de importantă și care este apanajul neuroradiologiei intervenționale este accidentul vascular cerebral ischemic acut, adică acei pacienți care dintr-o dată nu mai vorbesc sau nu mai mișcă o mână și un picior, fac un accident vascular cerebral acut prin ocluderea unui vas, adică un tromb, fie de la nivelul inimii, fie de la nivelul unei plăci de arteră carotidă, pleacă în circulația intracerebrală, prin torentul circulator, este împins până la nivelul când dimensiunea vasului este egală cu dimensiunea trombului și în fund acel vas. Noi avem la dispoziție undeva la 6 ore de la debutul simptomelor pentru a desfunda sau a dezobstrua, dacă vreți, acest vas închis. Este o tehnologie care generic se numește trombectomie mecanică și care, începând cu 2015, se oferă standard în țările din Europa de vest. În România am făcut prima procedură de trombectomie mecanică la Timișoara. Este o procedură care mă mândresc foarte tare, pentru că este prima de acest gen în 2014, în vara anului 2014, împreună cu colegii de acolo. E o procedură care salvează viața. Este o procedură care trebuie făcută în timp util, cât mai repede, ideal în primele 3-4 ore de la debutul simptomelor. Studiile arată că se poate merge spre 6, 7, 8 ore chiar, însă idealul este să oferim această procedură cât mai repede. E o întrebare foarte bună și se rezumă la 2-3 aspecte. În primul rând vorbim de minim invazivitatea gestului. Intrăm pe o arteră aflate la distanță de arterele cerebrale, adică la nivelul arteriei femorale sau o puncție la nivelul arteriei radiale. Nu suntem nevoiți și nu trebuie să facem această procedură prin neurochirurgie deschisă. Invadăm și deranjăm, cu ghilimele de rigoare, creierul mult, mult mai puțin. Intrăm endovascular. Asta e un prim aspect. Un al doilea aspect este că recuperarea după astfel de proceduri este relativ scurtă, undeva la 12-24 de ore, pentru că
Dacă procedura are un risc de 1-1,5% și totul se desfășoară conform planului, nu avem nevoie să, nu este nevoie să fie o perioadă de spitalizare foarte lungă. În al treilea rând, un avantaj deosebit este că pacientul este reinserat în activitatea lui socială, în muncă, undeva la 4-5 zile post-procedură. Nu e nevoie de concediu medical, dacă vreți, sau spitalizare prelungită. Deci, în cazul anevrismelor cerebrale, unde patologia este deosebit de periculoasă și în momentul de față tehnologia a ajuns la a ne propune, avem două, trei soluții terapeutice pentru un anevrism cerebral, fie să tratăm cu spirale de platină, fie să tratăm cu stent și spirale de platină, fie să tratăm cu o proteză endovasculară în interiorul anevrismului, rata de succes este undeva la 94-97%. Ce înseamnă asta? Că dintr-o 100 de anevrisme, dacă am avea 100 de pacienți cu anevrism, la 96-97 dintre ei am putea oferi procedura de embolizare fără niciun fel de problemă, în sensul că avem soluțiile terapeutice necesare. Extrem de rar, la 2-3 pacienți, la 2%, 3% din pacienți, vorbim de anevrisme foarte complexe sau anevrisme gigant, încă terapia endovasculară, la fel ca și neurochirurgia, nu are o soluție perfectă. Deci, din punctul ăsta de vedere, față de neurochirurgie, mai ales în fosa posterioară, unde nu putem opera foarte ușor, vorbim de anevrismele de arteră bazilară, rata de succes este undeva de 95-96%. În cazul fistulelor arteriovenoase, ceea ce spuneam și mai devreme, metoda de embolizare este cam singura curativă prin care putem rata o astfel de fistulă, adică putem să ne permitem să spunem că avem o rată de succes de 95-99%. Bineînțeles că unele fistule sau unele malformații arterioveneoase mari, de dimensiuni peste 2 cm, 3 necesită multiple sesiuni de embolizare. Necesită una, două sau chiar trei sesiuni de embolizare pentru că este o procedură lungă, durează 5-6 ore și nu poți să ții o echipă. Este ca zborul transatlantic, îți 2-3 piloți, nu putem să facem o procedură care să dureze 12-25 de ore, de exemplu. Și atunci, frumusețea la metoda asta este că după 12 ore sau după 8 ore poți opri procedura, poți emboliza o parte din anevrism, o parte din malformație sau o parte din fistulă, după care se reintervine la un interval de 2-3 luni pentru a doua sesiune de embolizare. În cazul trombectomiei mecanice, rata de succes în momentul de față în lume este undeva la 90%, adică din 10 pacienți cu accident vascular cerebral ischemic prin ocluzie de vas mare, la 9 dintre cei 10 putem dezobstrua vasul fără niciun fel de probleme cu device-urile pe care le avem la momentul actual. Acele stent retrievere sunt niște stenturi care nu sunt detașabile, care le deploiem în mijlocul trombului, după care extragem trombul. Sau acele catetere de aspirație cu care aspirăm trombul. În 1 din 10 cazuri, datorită fie anatomiei foarte tortoase, fie datorită faptului că timpul a trecut destul de mult, adică mai mult de 6 ore, procedura poate să nu aibă succes. În cadrul Sanador putem oferi aceste proceduri în standard pentru că avem un angiograf de ultimă generație, ceea ce înseamnă că este exact același tip de aparat, Philips Azurion, ca și cel de la Paris. Putem face proceduri de o complexitate mare. Avem în România distribuitori de la toate marile companii de materiale endovasculare, sunt vreo 5 la număr, care sunt și în America, și în Franța, și în România. Deci, din punct de vedere tehnic și tehnologic, dacă vreți, avem tot ceea ce ne trebuie. Toate patologiile pe care le-am enumerat pot fi tratate în cadrul Spitalului Sanador. Unul din patologiile la care încă e destul de complex și se tratează în principal în spitalele sistemului public, pentru că este o urgență medicală și trebuie să ai o echipă de 5-6 medici care fac procedura, este vorba de accidentul vascular cerebral ischemic. Idealul în lume este să ai o echipă care este disponibilă 24 din 24, 7 din 7, adică aceeași setting ca la cardiologia intervențională care repară, cum le cheamă, infarctele miocardice sau stenozele de artere coronare.